Capitolul 34: Saba. 1. Slavă lui Allah, ale căruia sunt cele din ceruri și cele de prepământ, și slavă lui în viața de apoi. El este cel înțelept și, bineștiutor, știutor, Alakhim, Al Kabir. 2. El știe ce intră în pământ, 2. Și ce iese din el, 3. Ce coboară din cer, patru, și ce se suie la el, 5. Și el este îndurător, iertător, arirahim, al gafur. 3. Aceia care nu cred, zic, 6. Ceasul nu va veni la noi, 7. Spune, Ba, pe Domnul meu, el, opt, va veni la voi. Celui ce știe necunoscutul nu-i scapă nici măcar greutatea unui fir de colb, nici din ceruri, nici de pe pământ. Și nimic, nici mai mic decât aceasta, nici mai mare, nu există fără să nu fie, înscris, într-o carte deslușită, nouă. 4. Pentru ca el să-i răsplătească pe aceia care cred și să săvârșesc fapte bune, căci pentru ei este iertare și înzestrare generoasă. 5. Aceia, însă, care se străduiesc să facă zadarnice versetele noastre, 10. Aceia vor avea parte de suferința unei pedepse dureroase, 11. 6. Și cei cărora li s-a dat știința văd. 12. Că ceea ce ți s-a trimis de către Domnul tău este adevărul care călăuzește către calea celui puternic și vrednic de laudă, al Aziz, al Hamid. 13. 7. Și zic aceia care nu cred. 14. Vreți să vă îndrumăm către un bărbat? 15. Care vă vestește că, după ce vă veți fi făcuți voi fărăme împrăștiate, 16. Veți fi voi întorși la viață. 8. A plăsmuit el minciună, punând-o pe seama lui Allah, 17. Sau este el stăpânit de nebunie? Ba nu! iar aceia care nu cred în viața de apoi vor avea parte de o sândă pentru că ei sunt în rătăcire adâncă. 18. 9. Oare nu văd ei cerul și pământul de dinaintea lor și din urma lor? 19. De am voi noi, am face ca pământul să se scufunde cu ei? 20. Sau am face să cadă asupra lor bucăți din cer? 21. Într-o aceasta se află semn pentru orice rob care se căiește. 10. Și noi i-am dat lui David îndurare din partea noastră. O, voi munți, aduceți mărire, repetând împreună cu el, și voi păsări, asemenea, și am muiat noi fierul pentru el, 22. 11. Zicându-i lui, fă cămăși de zale și îmbină bine verigile. Și să vârșiți lucruri bune, tu și neamul tău. Eu sunt veghetor, basil, la ceea ce faceți voi. 12. Și lui Solomon, i-am supus, vântul, încât mersul lui de dimineață a fost cât o lună de zile și mersul lui de seară a fost cât o lună de zile. Și am făcut să curgă pentru el un izvor de aramă, 23. Și printre ginii erau, unii, care munceau dinaintea lui, cu îngăduința Domnului său. Iar pe aceia dintre ei care se abăteau de la porunca noastră îi făceam noi să guste chinul flăcărilor. 13. Îi lucrau ei lui ceea ce el voia, sanctuare, 24, și statui, 25, vase, pentru mâncat, cât bazinele și oale care se așează bine. Lucrați, voi nama lui David, după legea lui Allah, pentru a-i aduce mulțumire. Dar puțin dintre robii mei sunt mulțumitori. 14. Și când am hotărât noi moartea lui Solomon, nimic nu le-a arătat lor moartea lui, afară de o vietate a pământului, 26, care a rost oiagul lui. Și când s-a prăbușit, li s-a arătat ginilor că, dacă ei ar fi știut cu adevărat necunoscutul, ei nu ar fi rămas în chinul umilitor al robiei lor, 27. 15. Și a avut neamul din Saba, în sălașul lor, 28, une semn, 29, două grădini, în dreapta și în stânga, 30. Mâncați din darul Domnului vostru și aduceți lui mulțumire. O țară bună, 31, și un stăpân iertător, Gafur. 16. Însă ei s-au întors, 32, și noi am trimis asupra lor înecul de la Al, Arim, 33, și le-am schimbat amândouă grădinile lor cu două grădini cu roade amare, 34, Tamarisc, 35, și câțiva jujubieri, 36. 17. Aceasta le-am dat-o ca răsplată pentru că ei au fost necredincioși. Și oare răsplătim noi, astfel, pe altcineva, afară de cel necredincios? 37. 18. Și noi am așezat între ei și între cetățile pe care le-am binecuvântat alte cetăți cunoscute și am hotărât distanțele dintre ele mergeți între ele nopți și zile, în siguranță, 38. 19. Însă ei au zis, Doamne, depărtează mai mult distanțele noastre. Însă ei au fost nedrepți față de ei înșiși, așa încât noi i-am făcut, subiecte de, legende, 39, și i-am risipit pe ei, despărțindu-i. Într-o aceasta se află semne: 40, pentru cel răbdător și mulțumitor, 41. 20. Bănuiala lui Iblis asupra lor, 42, s-a adeverit și ei l-au urmat pe el, afară de o parte dintre drept credincioși. 21. Și totuși, el nu a avut asupra lor putere. Ei au fost încercați cu ispitele lui, numai pentru ca noi să știm, să-l deosebim pe acela care crede în lumea de apoi de acela care se îndoiește asupra ei. Iar domnul tău, o, Muhamed, este a toate păzitor, Hafiz. 22. Spune, 43. chemați pe aceia care voiați pretins că ar fi divinități, afară de Allah. Ei nu stăpânesc nici cât greutatea unui fir de colb în ceruri și nici prepământ. Ei nu au nicio parte la acestea, 44. Iar el nu are niciun ajutor între ei, 45. 23 și nu este de niciun folos mijlocirea la el, afară de aceea cărora el le îngăduie, 46, iar când frica este îndepărtată din inimile lor, 47, atunci zic ei, 48, ce a spus stăpânul vostru. Și ei răspund, adevărul, 49, el este cel mai înalt, și cel mare. Al, Ali, Al Kabir. 24. Spune. Cine vă dăruiește cu cele de trebuință pe voi din ceruri și de prepământ? 50. Spune. Allah. 51. Și noi sau voi suntem pe un drum bun sau într-o rătăcire răzvedită. 52. 25 spune voi nu veți fi întrebați pentru păcatele ce le-am săvârșit iar noi nu vom fi întrebați pentru cele pe care voi le săvârșiți 26 spune domnul nostru ne va aduna pe noi 50 și 3 apoi va hotărâ între noi cu dreptate 50 și 4 căci el este marele judecător, și, a toate știutorul, al fata, al alim. 27. Spune, arătați-mi pe aceea pe care i-ați adăugat lui ca asociați, 55. Nici de cum, el este Allah cel puternic, și, înțelept, al, aziz, al alachim. 28. Și noi nu te-am trimis decât ca vestitor și prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulți dintre oameni nu știu. 29. Și ei zic, 56. Când se va împlini, această promisiune, dacă voi grăiți adevăr. 30. Spune. Voi aveți hotărâtă o zi, pe care nu o puteți nici amâna cu un ceas, nici nu o puteți grăbi. 31. Dar cei care nu cred zic, noi nu vom crede în acest Coran și nici în acelea de dinaintea lui. Dar de ea îi vedea pe Nelegiuit stând în picioare dinaintea Domnului lor, întorcându-și unii altora vorbe, 57 cei care au fost socotiți slabi, 58, le vor zice celor care s-au arătat trufași, 59, de n-ați fi fost voi, o cărmuitori, noi am fi fost credincioși. 32. Cei care s-au arătat trufași le vor zice celor care au fost socotiți slabi, oare noi v-am îndepărtat de la calea cea dreaptă? după ce ea va venit vouă, 60. Ba, voi ați fost nelegiuiți. 33. Iar cei care au fost socotiți slabile vor zice celor care s-au arătat trufași, ba, este mai degrabă vicleșugul vostru de zi și de noapte, 61. Când voi ne-ați poruncit să nu credem în Allah și să-i facem lui semeni, 62. Și și vor ascunde ei, 63, căința, când vor vedea chinul. Și vom pune noi lanțuri pe gâturile celor care nu au crezut, 64. Și oare vor fi ei răsplătiți altfel decât după ceea ce au săvârșit? 34. Și nu am trimis noi niciun prevenitor în vreo cetate fără ca cei înstăriți, 65. Din ea să nu zică, noi nu credem în cele cu care ați fost trimiși. 35. Și au zis ei, noi am avut mai multe bogății și mai mulți copii și noi nu vom fi chinuiți, 66. 36. Spune, Domnul meu dă din belșug sau împuținează cele de trebuință cui voiește el, însă cei mai mulți oameni nu știu. 37. Nici averile voastre, nici copiii voștri nu sunt dintre acelea care vă vor aduce aproape de noi, ci numai aceia care au crezut și au săvârșit fapte bune vor avea parte de răsplată îndoită pentru ceea ce au făptuit și ei vor fi în siguranță în de sus. 67. Ale Paradisului 38. Iar aceia care se străduiesc să facă versetele noastre zadarnice, 68, aceia vor fi aduși la chin, 69 39 Spune, Domnul meu dă din belșug cele de trebuință a celora care voiește el dintre robii săi sau le împuținează lor. Și pentru tot ceea ce dăruiți voi el vă va da vouă în schimb. 70 Căci el este cel mai bun dintre dăruitori. 40. Și într-o zi, îi va aduna pe ei toți, și apoi le va zice îngerilor: Aceștia v-au adorat pe voi. 41. Însă ei vor răspunde: Mărire ție! Tu ești ocrotitorul nostru, nu ei. Ei i-au adorat pe Gini, cei mai mulți dintre ei au crezut în aceștia. 71. 42. În ziua aceea, nu și vor putea ei aduce unul altuia nici folos, nici vătămare și le vom zice noi acelora care au fost nelegiuiți, gustați chinul focului pe care voi l-ați tăgădui. 43. Și când li se recită lor versetele noastre limpezi, atunci zic ei, acesta, 72, nu este decât un om care voiește să vă îndepărteze pe voi de la cele pe care le-au adorat părinții voștri. Și zic ei, aceasta, 73, nu este decât o minciună plăsnuită. Iar aceia care nu au crezut în adevăr, zic, atunci când el vine la ei, acesta nu este decât vrăjitorie învederată. 44. Noi nu le-am dat lor cărții ca să învețe din ele, nici nu le-am trimis lor mai înainte de tine, prevenitor. 45. Aceia de dinainte de ei, 74., i-au învinuit de minciună, pe triniș lor. Dar la ei, la cei din neamul tău, nu a ajuns nici a zecea parte din ceea ce le-am dat lor, 75. Ei, deci, i-au socotit mincinoși pe trimiși mei, dar și cum a fost lepădarea mea, de ei, 76. 46. Spune, eu vă îndemn pe voi cu privire la un singur lucru, să vă ridicați voi înaintea lui Allah câte doi sau câte unul și apoi să cugetați. 77. Tovarășul vostru, Muhammad, nu este stăpânit de duhuri. 78. Ci el nu este decât un prevenitor pentru voi înainte de o osândă aspră. 79. 47. Spune, eu nu am cerut de la voi nicio răsplată pentru călăuzirea voastră. 80. Căci răsplata mea nu este decât numai la Allah și el este la toate martor, Shahid. 48. Spune: Domnul meu trimite adevărul, 81. El este știutorul de plin al celor neștiute. 49. Spune, a venit adevărul. Minciuna nu mai poate să înceapă, nici să mai revină, vreodată. 50. Spune, eu dacă rătăcesc, 82, rătăcesc spre pierderea mea însumi, 83, iar dacă sunt călăuzit, aceasta este prin ceea ce Allah mi revelează mie fiindcă el este cel care aude, și, este apropiat, sami, cari. 51. Și de ei ai vedea tu când sunt cuprinși și de spaimă, 84, căci nu mai este scăpare pentru ei, și cum sunt ei luați dintr-un loc apropiat, 85. 52. Și ei vor zice atunci: Noi credem în el, 86. Dar cum ar mai putea ei primi credința într-un loc atât de îndepărtat? 87. 53. După ce mai înainte nu au crezut și au hulit necunoscutul dintr-un loc atât de îndepărtat? 88. 54. Și se va pune stabilă între ei și între ceea ce ei voiesc, 89, în tocmai cum s-a făcut cu semenilor mai înainte, 90, fiindcă ei s-au aflat în mare îndoială.